Cireșele se numără printre cele mai sănătoase fructe și sunt considerate un aliment medicament datorită unui aport variat de vitamine pe care le aduc organismului. Diuretice, laxative și depurative, cireșele sunt desertul ideal pentru copii, dar și pentru cei care suferă de reumatism, artrită, constipație și celor cu probleme de digestie. Cu o porție de aproximativ 125 de grame de cireșe, acoperim 20-30% din aportul zilnic recomandat de vitamina C, vitamina cărui acțiune este întărită de pigmenții antocianici, cunoscuți și sub numele de vitamina P, susțin specialiștii. Aceeași porție de cireșe permite asigurarea 25% din aportul zilnic recomandat de provitamina A sau caroten, vitamină indispensabilă frumuseții pielii, antioxidant celular și factor protector împotriva cancerului. Cireșele participă în egală măsură la acoperirea nevoilor organismului de vitamina B9 sau acid folic. Cireșele sunt recomandate persoanelor care suferă de reumatism, de gută sau de artrită. Cireșele elimină acidul uric și au o acțiune energizantă asupra organismului. Datorită cantității importante de vitamine conținute, cireșele sunt ideale pentru copiii în creștere. Studiile neurologice arată că în cireșe există substanțe active care influențează mai multe funcții ale sistemului nervos central. Concret, consumul de cireșe are efect sedativ și de calmare. Acest lucru se datorează conținutului semnificativ de potasiu existent în compoziția acestor fructe, dar și acetoaminelor, substanțe care scad nivelul adrenalinei acumulate în țesutul nervos. Cireșele ajută la reglarea tensiunii arteriale, deoarece sunt bogate în potasiu, care ajută la eliminarea excesului de sodiu din organism. Totodată, cireșele conțin și quercitină, bioflavonoid important pentru organism, care ajută la relaxarea vaselor de sânge și reglarea tensiunii sistolice și diastolice. Un fapt mai puțin știut este că cireșele se numără printre cele câteva alimente bogate în melatonină, hormon care scade temperatura corpului și induce starea de somnolență, motiv pentru care sunt recomandate persoanelor care suferă de tulburări de somn. Un alt beneficiu important, mai ales dacă dorești să slăbești, este că cireșele sunt o gustare recomandată în curele de slăbire, deoarece au puține calorii și sunt bogate în apă, ceea ce ajută la eliminarea toxinelor din organism. În plus, au foarte multe vitamine, ceea ce susține întărirea metabolismului, aspect foarte util atunci când ai deficit caloric. Cercetările arată că cireșele sunt utile în calmarea durerilor musculare. Așadar, numeroși atleți consumă suc de cireșe înainte de competiții și antrenamente pentru o recuperare mai rapidă și mai puțin dureroasă. Acest lucru se datorează aportului mare de antioxidanți din compoziția cireșelor, care ajută la scăderea inflamației din corp și astfel susține și atenuarea durerilor. Cireșele sunt o bună sursă de fibre importante pentru menținerea sănătății sistemului digestiv. Ele sunt foarte importante și în prevenirea cancerului de colon, atât datorită conținutului de fibre, cât și conținutului mare de antioxidanți. Cireșele mențin sănătatea creierului și previn pierderea memoriei. Antocianii din cireșe protejează celulele creierului împotriva stresului oxidativ și ajută la prevenirea formării plăcilor aterosclerotice și apariția bolilor neurodegenerative, cum ar fi demența. Cireșele sunt bune la prevenirea cancerului. Antocianinele din cireșe au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase și de stimularea distrugerii acestora. Mai specific, rezultatele au demonstrat că reduc ritmul de creștere a celulelor de cancer la colon. Cireșele sunt bune pentru scăderea colesterolului. Cireșele scad colesterolul din sânge, ajutând astfel la prevenirea bolilor cardiovasculare, a aterosclerozei, a infarctului miocardic și a accidentelor vasculare cerebrale. Consumate zilnic în sezonul lor, cireșele scad incidența bolilor specifice sezonului cald. Cireșele sunt indicate și hepaticilor, astfel persoanele care suferă de afecțiune ale ficatului pot face o cură intensă de cireșe, consumând în fiecare zi 2 cești de cireșe pe stomacul gol. Nu este indicat să consumați mai multe cireșe, pentru că predispun la îngrășare și la creșterea glicemiei, având o cantitate mai mare de zahăr decât alte fructe. Vitamina A din compoziția cireșelor este excelentă pentru piele, deoarece conține mult beta-caroten, nutrient necesar pentru un sistem imunitar puternic și o piele strălucitoare.
Cireșele conțin până la de 20 de ori mai mult beta-caroten decât căpșunile sau afinele. Cireșele cresc valoarea hemoglobinei în sânge, fiind benefice în anemie. De asemenea, previn hemoragia și cresc rezistența vaselor capilare. Datorită conținutului mare de cupru, sunt recomandate persoanelor care suferă de epilepsie sau de tulburări psihice. Au un efect benefic asupra sistemului nervos central și asupra activității creierului. De asemenea, cireșele pot preveni instalarea unor boli neurodegenerative, cum sunt demența sau boala Alzheimer. Cireșele sporesc longevitatea. Prin conținutul ridicat de antioxidanți, dar și de vitamine, minerale și oligoelemente, cireșele ajută celulele corpului să trăiască mai mult și să-și mențină funcțiile specifice. Cei care consumă cireșe în sezonul lor își cresc ușor speranța de viață. Contraindicații. Consumul exagerat de cireșe este periculos pentru sănătatea oamenilor. Este vorba despre o afecțiune care afectează în special persoanele care au boli cronice renale. Se numește hiperpotasemie, adică nivel ridicat de potasiu în organism. Afecțiunea apare în general în cazul persoanelor care consumă cantități mari de cireșe. Printre simptome se numără bătăi rapide ale inimii, mâini amorțite și stare de leșin.